Bună, vorbesc cu mesajul de față de câteva lucruri de bază pe care le poți face cu Google Analytics. O să dau ca exemplu site-ul meu propriu, olivian.ro. Ok. Un lucru la care mă uit este, de exemplu, de unde îmi vin vizitatori. Și mă uit aici că marea majoritatea vizitelor de pe site-ul meu vin din Google. Am ceva vizite care, ceva oameni care intră direct pe site. Astea statistici pe o lună. Îmi vin unele vizite și din referral, de exemplu, dacă site-ul meu ajunge în altă parte, un link, un banner, poate să fie un link în e-mail. Aici sunt linkurile din rețelele sociale și aici sunt lucruri care n-au fost incluse mai sus. Deci, în principal, traficul meu vine din căutări în Google. Am ceva oameni care mă citesc și intră direct pe site-ul meu. Aici sunt site-uri pe care a apărut site-ul meu, bannere, link-uri, undeva a apărut și aici pe rețelele sociale. De observat că, în general, sâmbătele și duminicile traficul scade, da? Deci în timpul săptămânii e un trafic mai mare și în timpul weekendului traficul este mai mic. Există și niște variații pe sezonalitate. Mă pot duce aici și să văd evoluția pe o perioadă mai mare, să văd cum a evoluat site-ul meu pe o perioadă mai lungă. Am ales ceva greșit. Hai să aleg și mai mult. Today. Ăsta e traficul meu de-a lungul timpului. Aveam într-o vreme vizite mai puține, apoi am crescut, acum am scăzut un pic. Asta e variația pe traficul meu. Marea majoritate a vizitelor am avut din căutări în Google. Apoi am ceva oameni care mă citesc, link-uri și alte părți. Bun. Mă mai uit. Era o vreme când, dacă mergeam la keywords organic, obțineam niște rezultate utile. Adineori la link-ul, deci adineori era aici, la overview. E, la organic search traffic îmi spunea într-o vreme, dădea într-o vreme statistici precise, adică nu era not provided de 2300 de cuvinte, ci erau niște cuvinte cheie. Dar și chiar și așa, cu doar câteva vizite măsurate, pot să-mi dau totuși seama cât de cât despre ce caută oamenii. Acestea sunt căutări care sunt în alte motoare de căutare decât căutarea standard Google. Adică eu pot să-mi pun un Google Search la mine în site, sau pot să folosesc Yahoo, sau pot să folosesc Bing. Statisticile astea sunt destul de subțirele, adică din 9.000 de vizite am câteva pe care le contorizez. Dar îmi dau totuși seama care sunt cuvintele care intră oamenii în Google, în site-ul meu. De exemplu, cineva aici a căutat la Google linkul ăsta și a vizitat pagina de 3 ori. Deci în loc să pună URL-ul sus aici, a căutat în Google URL-ul, da? A făcut așa. A copiat URL-ul, avea undeva URL-ul salvat, a căutat cu el la Google și apoi a făcut click. Ok. Mă mai uit la social overview. Ce îmi spune? Facebook. Din Facebook mi-a venit 70%, 70 de vizite, adică 55%. Apoi au mai contat și alte rețele sociale, dar mai puțin. Aici mă face, ok, vă mă uit aici, ok, eu ignor Twitter-ul. Bun, se pare că am niște vizite din Twitter. Eu nu dau asemenea mare importanță pe YouTube. Ok, poate ar trebui. Eu pun mare accent pe LinkedIn și uite, e destul de jos. Chestii de genul ăsta mă ajută să iau niște, ok, niște decizii. Landing pages. Aici mi-arată paginile de la mine din site care au cele mai multe vizite. Și văd aici că enormă parte din trafic este de un ghid de instalare Windows. Am un tutorial la mine pe site cum instalez Windows. Apoi, când am avut prea multe întrebări, am mutat comentariile, le-am pus într-un articol separat ca să nu mai să pot bloca comentariile. Și acest articol are multe vizite. Am scris la un moment dat un ghid. Mă rog, aici mă ajută să înțeleg vizitele pe care le-am la mine în site, da? Care sunt paginile cu cele mai multe vizite. Apoi,
Iarăși, aici mă ajută să îmi dă niște detalii despre fiecare pagină. De exemplu, pot să mă uit la bounce rate, care e o chestie foarte interesantă. Eu mă uit că au ajuns pe site-ul meu mulți oameni la Yahoo Groups Git Complete. De ce au ajuns? Pentru că în ultima perioadă Yahoo a făcut niște restructurări și probabil când caut la Google nu înțeleg nimic, ajung la ghidul ăsta. Ok. Întrebarea e, odată ajuns, sunt mulțumit și mai caută și sunt mulțumit și ce fac? Yes, mai vizitează și alte pagini și bounce rate-ul îmi spune câți dintre ei pleacă direct. Adică, oamenii care au căutat asta au ieșit direct, au ajuns la pagina asta, n-au găsit, ei probabil, cine caută să intre în BIOS și caută niște scurtături, vrea o soluție rapidă. Se duce, a găsit scurtătura sau n-a găsit-o și a ieșit, nu vrea să mai vadă altcineva. În schimb, hai să vedem un acum mai mic. Asta e home. Aici e home-ul, da? Deci când ai ajuns pe home, mai vezi și altceva, da? De asta are un bounce rate mai redus. Ăsta. Unde printez și așa. Probabil a căutat Xerox ieftin și e posibil să că intre pe la mine pe pagină și pe alte pagini să vadă alte rezultate. Ok. Page views, număr de afișări, afișări unice, adică aici au putut da refresh, au putut reîncărca pagina, aici e unice. Average time on site, de menționat că Google Analytics măsoară average time on page între click-uri. Adică eu trebuie să ajung pe o pagină și să mai fac click pe o pagină ca să pot să-mi dau seama, să-și poată Google să-și dea seama cât am stat pe o pagină. Și atunci măsoară timpul ăsta cu average time on site. Pentru asta trebuie să pun niște variabile în Google Analytics și eventual să folosesc e-commerce. Dar e un blog și mă ajută mă destul de puțin asta. N-am o conversie foarte clară, nu am niciun scop, nici măcar formular de contact. Exit pages. Aici pot să mă uit să văd, ok, mă duc la site content exit page. Mă uit unde au ieșit oamenii cel mai mult. Au intrat pe bio și au ieșit, ia uite, 93% imediat. Pac, cele mai multe ieșiri. Yahoo Groups Git Complete. Probabil erau frustrați, căutau o problemă, aveau o problemă, căutau o soluție, au găsit-o sau nu au găsit-o, au ieșit imediat. Aici sunt pagine care au intrat cel mai des la mine în site, în primul rând BIOS și Yahoo Group. Deci oamenii au o problemă. Asta e mai lejer, adică nu e chiar atât de urgent. Probabil nu cauți azi că pleci acum. Acum, nu înțeleg foarte clar asta cu printare, mi se pare dubios, adică 478 de vizite pentru un articol cu care zice doar unde se găsește Xerox ieftin. Adică nu e o perioadă acum, n-am vrut studenți, nu știu, în fine. De obicei aveam trafic pe ăsta în perioada cu studenți. Ok, ăsta e despre un telefon. Ok. Browser. Aici mă ajută să înțeleg audiența. Dacă din 10.000 de vizite, vreo 7.000, aproape 8.000, folosesc Chrome și Firefox, asta înseamnă că audiența mea e un pic mai ok, e mai ok-iș cu tehnologia. Dacă era pe locul întâi Internet Explorer, înseamnă că probabil oamenii care folosesc site-ul meu sunt mai în urmă cu tehnologia. Chiar și Internet Explorer, variantele mai recente, e mult sub Chrome și Firefox. Dar Internet Explorer venea într-o vreme standard, venea implicit. Și oricum e puțin mai complicat să-l instalezi, pe când ca să-ți instalezi Chrome și Firefox trebuie să știi cât de cât, măcar un pic. E, ca să zicem că audiența mea mă ajută să înțeleg asta. Am ceva trafic și din navigarea pe telefonul mobil. Ok. New versus returning. Majoritatea oamenilor la mine pe site intră și nu se mai întorc. Mă ajută chestia asta, mă ajută să înțeleg. Ok, asta înseamnă că vin din Google, caută ceva, n-au găsit și au ieșit imediat. Pe de altă parte, e un bucurător că din cei 10.000, măcar vreo 10% vin și a doua oară. Am și niște oameni care mai vin încă o dată pe site. Și acum zice de câte ori vin pe site. Ok, majoritatea vin de două ori, dar am și oameni care vin, ăsta o fi eu probabil. Visits, 43. Mă rog, sunt destul de multe pe aici, mulți oameni care vin de mult mai multe ori. Deci ceva vin de 100 de ori. Au fi Google, nu știu, e un pic de pe asta. Cred că nici eu nu intru de 100 de ori. Pe lună, posibil. În fine. Engagement. Ce face la tine pe site? Cât stă? Mare majoritate sub 10 secunde. Se uită, n-au găsit, au ieșit. Am oameni care stau 1800 de secunde plus. 1800... 6, 3.
Așa. Hai să fac. Deci 30 de minute. Aici o mare parte stau eu, dar mai sunt și alții, că nu sunt numai eu pe aici. Location. Și aici văd un graficul de unde vin vizitatorii. Deci overview location. Enormă majoritate din România, dar în alte comunități unde sunt români, dar și United States, cam niște articole în engleză. Asta e niște chestii foarte de bază. Prin Google Analytics se pot face niște lucruri mult, mult mai avansate. Eu v-am dat aici niște idei despre ce poți înțelege rapid. Poți să-ți faci rapoarte, să-ți vină e-mail, alerte. E un site foarte mișto. Vă recomand să faceți chestia asta. Create visually, nu știu ce. E o chestie foarte mișto. Îți dă un raport de genul ăsta. Îți vine pe e-mail, te înscrii cu contul de Google Analytics și zice: a, uite, ai scăzut. Pac, vizitatori, mai puțin. Ce s-a întâmplat? Și e foarte particularizat. Adică se uită social-ul. A, a scăzut social-ul. Sau nu s-a întâmplat nimic. Nu-ți mai zice. Nu e un raport standard. Îți zice niște chestii care chiar sunt relevante pentru ce s-a întâmplat săptămâna anterioară. Mi se pare o chestie foarte mișto. Și sunt tot felul de alte tool-uri. Google Analytics e o chestie avansată. V-am prezentat aici niște chestii foarte basic. Mulțumesc!